Bună ziua și bine v-am găsit la Viața în Culori. E drept, afară vremea e destul de cenușie, dar în studioul nostru e multă, multă culoare și cu siguranță și în sufletul nostru e la fel. Astăzi am o invitată specială, foarte dragă mie și o să vorbim un pic despre importanța de a merge la psiholog, de a consulta un psihoterapeut, care sunt beneficii iată acestei activități în viața noastră. O să stăm de vorbă cu Loredana Rusu, este psihoterapeut în terapia sistemică de cuplu și familie. Bine ai venit, Loredana, la Bine noi. v-am găsit, Monica. Noi ne cunoaștem de ceva timp pentru că am și lucrat împreună și suntem din aceeași braslă. Am observat, Loredana, în ultimul timp că sunt foarte mulți părinți care au început să conștientizeze nevoia de a consulta un psiholog, un psihoterapeut, pentru că cumva se simt depășiți de misiunea aceasta de părinte și vor un sfat avizat. Spune-mi, care sunt, eu știu, situațiile în care un psiholog poate să ajute familia, pentru că tu ești, ai și formarea în domeniul acesta și ne poți vorbi așa mai în detaliu. Da. La cabinet se prezintă familiile cu diferite îngrijorări, diferite nemulțumiri. În general, este adus copilul cu o serie de simptome, o serie de nemulțumiri, de genul nu mă mai înțeleg cu copilul, era într-un fel înainte și acum se comportă altfel. Poate să fie în cadrul familiei sau la școală, în alte contexte. Iar terapia de familie, acum să spun cum este privită atunci când cineva apelează, cred că este așa cumva și învelită într-un fel de mister și semn de întrebare. Și cumva e bine, pentru că asta duce la descoperire. Este privită ca un soi de mers care este focalizat pe copil. Adică noi venim ca familie, dar haideți să vă povestim că problema este copilul. Asta se întâmplă în majoritatea timpului. Copilul este cel simptomatic, cel care prezintă simptomul unei probleme care, în general, este a familiei și nu a copilului. Și copilul problematic, simptomatic, cum ți-am spus, cu o serie de probleme la nivel comportamental sau la alte niveluri, este prezentat și cumva. Repară-l. Exact. Munca de a conștientiza a părintelui nu este ușoară, și aici în rolul psihologului, pentru că trebuie făcută cumva cu blândețe. Nu poți să îi spui așa omului direct, uite care e treaba, hai să vedem că problema este undeva în spate sau, eu știu, în familia extinsă sau la alt membru al familiei. Tocmai asta este și frumos în terapia de familie, pentru că viziunea sistemică, școala din care eu m-am format, privește individul nu ca pe un element izolat care se determină pe sine, ci care este într-un context sistemic, adică face parte dintr-un sistem. De exemplu, familia, da? Și fiecare element al sistemului influențează celelalte elemente. Și fiecare intervenție asupra unui element din afară conduce la schimbări în întregul sistem. Și tot așa, sistemul are propriile sale reguli. Familia are niște reguli pe care le-a învățat în timp și pe care le urmează niște structuri, o ierarhie în familie. Și în niște reguli în interacțiunea cu celelalte sisteme, pentru că familia intră în sistemul familiei extinse, a societății și așa mai departe. Noi, de fapt, cu toții facem parte dintr-un sistem foarte, foarte larg, dar interconectați. Cât de anevoios este procesul acesta, Loredana? Oamenii, în general, vin și se așteaptă la o soluție directă, Da. cumva care să fie eficientă în scurt timp. Cred că, nu știu, un soi de tratament așa pe loc și de Da. scurtă durată, pe când amândouă știm că acest proces e unul care implică timp și foarte multe resurse. Da, așa este. Din păcate, ca să spun așa, ce spui tu despre expectanțele astea de primirea unei rețete,
Cred că are legătură și cu faptul că noi trăim într-o lume care, o societate, să spun așa, care merge într-un ritm foarte alert și noi vrem totul rapid. Cam totul trebuie să fie așa, fast food, fast spiritualitate fast food și psihologie fast food. Deci totul foarte repede pentru că nu avem timp. Citește-mă, exact. Dăm un diagnostic, dăm un plan de intervenție, exact, spunem repede ce am de făcut. Nu se întâmplă în toate cazurile. Există indivizi sau, știu, familii care vin la terapie cu o expectanță directă de a primi o rețetă, de a primi niște soluții foarte clare și foarte rapide. De obicei, mie îmi place să le spun clienților să schimbe un pic întrebarea. Pentru că întrebarea cu care cel mai adesea se prezintă la psiholog este: ce să fac? Ce să mai fac? Am făcut aia și aia și aia, ce să mai fac? Și răspunsul nu poate fi, uite, hai să faci asta, poate n-ai încercat. Eu cred că trebuie să, e bine să schimbăm întrebarea cu cum să fiu. Ar duce la și răspunsuri mai valoroase. Mai observabile. Exact. Și aici vine ideea despre care tu m-ai întrebat, cât de anevoioasă este munca. Tocmai pentru că pentru a beneficia de niște schimbări de durată, niște schimbări profunde, niște schimbări nu doar la suprafață, la nivelul comportamentului, de exemplu, care sunt și astea bune, dar au niște limite, e nevoie ca omul să intre în profunzim. Și asta nu e atât de ușor, pentru că trebuie capacitate de reflecție, trebuie autoanaliză, introspecție, căutare interioară. Și noi nu prea am fost învățați să facem lucrul ăsta. Deși cumva stă în natura noastră. Este aici un fel de paradox. Am cam uitat să facem lucrul ăsta. Să ne întoarcem înspre noi și ne-am format cumva un exercițiu din a căuta cauzele în exteriorul nostru, la ceilalți, la situații, dăm vina pe context, pe oricine altcineva, mai puțin pe noi înșine. Da, toate soluțiile sunt de exemplu la restul. Validarea stă la restul. Ori eu pot să găsesc soluții în mine, pot să găsesc resurse în mine și pot să mă validez eu pe mine însă. Nu am nevoie de cei din jur sau de contextul care mă înconjoară. La psihologuri asta se întâmplă. Prin crearea unei relații autentice cu terapeutul, cu psihoterapeutul, pentru că vorbim de psihoterapie, o relație în care clientul să se simtă securizat, în care să nu se simtă judecat, în care să poată să extragă din conținuturile sale profunde și să împărtășească cu psihologul, iar psihologul să-l ajute să identifice acele modele de comportament, de gândire, de simțire, care l-au adus într-un punct mort, în care este cumva imposibil în acel moment și cu resursele accesate până atunci să întrezărească alte căi de a acționa. Deci rolul psihologului ar fi de sprijin și suport pe o nouă cale. Dar asta vine cu restructurări, cu dărâmări, cu reconstrucții. Și mă refer metaforic la ce se la partea interioară. Da, da. Este greu să faci acest exercițiu cu tine însăți, să recunoști că ai greșit, nu? Să cauți în tine cumva soluția dirijat și îndrumat de către psiholog. Pentru că psihologul nu ți dă soluția, căci soluția lui s-ar putea să nu fie ok și să nu te reprezinte pe tine. Da. Nu? Soluția ți-o identifici singur. Și este cu atât mai valoroasă cu cât singur ajunge acolo. Este drumul tău, este drumul tău unic și psihologul, oricât de multe tehnici de care ar dispune să le pună în acțiune, oricât de dezvoltat ar fi el personal, oricât de multă energie investește în relația terapeutică, soluțiile sale sunt pur subiective. Nu are cum să cunoască omul din față 100%. Omul este o constelație, deci poți să știi 2-3 steluțe, dar n-ai cum să știi tot bagajul cu care el vine. Chiar și în urma unei analize profunde și în urma unei relații îndelungate terapeutice. Și atunci te abții. Îți mai vin în cap. Asta, clar, mi se întâmplă și mie. Mi se pare că asta ar fi. Și pornește la o ipoteză și constați că nu a avut nimic de a face cu realitatea.
Cum îți alegi, Loredana, psihologul, psihoterapeutul? Pentru că și pe piața aceasta, nu, oferta este destul de generoasă. E foarte important să găsesc terapeutul acela cu care eu să pot să construiesc o relație autentică și o relație de încredere. De unde pornesc? Decizia de alegere a unui terapeut, după părerea mea, este una nu foarte ușoară și este una foarte intimă. Uh-huh. Una în care să nu te grăbești, în care necesită să iei un pic de timp cu tine. Ok, ai luat decizia că ai vrea să mergi la psihoterapie. Am întâlnit persoane care, probabil și din dorință arzătoare, să știu, poate câteodată din disperare, au ales, fără să cântărească foarte bine ce spui tu, orientările, uh-huh. pentru că piața este foarte largă. Și uneori există confuzii între diferite specializări ale psihologiei și în psihoterapie între diferitele școli. Ca psihoterapie, deci cea care se ocupă cu intervenția psihoterapeutică, despre ce am vorbit până acum, există foarte multe orientări, școli, uh-huh. și în România am reușit în câțiva ani să ținem pasul cu ce se întâmplă în afară, în Occident, că acolo pornesc lucrurile. Și hai să luăm așa un exemplu. Vorbeai de familie, da? Ok, dacă există o problemă cu copilul, atunci clar mă voi orienta spre o terapie de familie, pentru că, exact cum îți spuneam, copilul nu este un element unic așa pe care îl duc la terapie individuală, ci va trebui să fie o intervenție sistemică pe familie. Ce alți factori ar trebui să mai fie luați în considerare? Preluând informația, deci mă interesez de mai multe școli și orientări, da? Mm-hmm. Fiecare, până la urmă, avem o bază unică. Comună, și, da. Niște scopuri nobile comune. Mm-hmm. Însă, ca teorie și ca metode și tehnici, diferă. Mm-hmm. De exemplu, sunt școli care sunt orientate mai mult pe cogniție, pe partea de gândire, mai analitice, cum ar fi cognitiv-comportamentală. Mm-hmm. Sunt școli care sunt orientate mai mult pe partea experiențială, pe intrare în emoție, ca să zic așa, prin metode mai mult metaforice. Sunt terapii care se... partea care îmi place mie foarte mult. Da, și mie, și de rezultate. Uh-huh. Sunt terapii acum bazate pe corp și pe mișcare, pentru că deblocarea emoțiilor. Da, da, da. Asta conform ultimelor studii care arată din ce în ce mai pregnant faptul că toate dezordinea care au loc la nivel psihic are legătură foarte mare cu ce se întâmplă în corp. Uh-huh. Și tot ce se întâmplă în corp ne semnalizează cumva ceva băgat sub preș la nivel emoțional sau mental. Așa că pentru o persoană poate fi foarte confortabil să intre într-o terapie de tip experiențialist sau de tip psihodramă. Alte persoane nu au această deschidere sau sunt altfel structurate și au nevoie de exemplu de cognitiv comportamental, să li se dea teme acasă, de exemplu, să lucreze într-un alt mod. Bine, există tot timpul încercare și eroare. Sigur că da. Pentru că, până la urmă, dincolo de orice școală și orice teorie și orice metodă și tehnică, exact cum spuneam, la baza intervenției psihoterapeutice este relația. Mm-hmm. Acolo investesc eu ca psihoterapeut și acolo investește clientul și în spațiul acesta dintre noi, securizant, acolo se creează magia. Mm-hmm. Și dacă eu mă conectez, rezonez și mă simt în siguranță încât să mă dezvolui, exact. Nu? Și să încep acest proces. Da. Atunci, cumva, devin secundare aceste părți despre teorie și metode și tehnici. Cu ce probleme sunt aduși copiii la cabinet în general, Loredana? Ce îi supără, în ghilimele, pe părinți când devină ei așa conștienți și se panichează cu privire la situația în care se află? Acum, da, la modul specific există foarte, foarte multe motive, dar ca să îți spun așa la nivel de proces, uh-huh. ce cred eu că se întâmplă și numai eu, cam asta e părerea unanimă, există un fel de criză în meseria de părinte, cum spui, în parenting, care pornește de la o deconectare.
și este o deconectare emoțională, o deconectare de atașament, unde copilului nu-i mai sunt împlinite nevoile și nevoi primare, deci cele de atașament sunt cele primare, iar părintele, în toată goana asta de a fi perfect, în toată multitudinea de informații despre parenting care există, se pierde undeva pe drum. Și tocmai această bază fundamentală de atașament și de împlinirea nevoilor și de regăsire, de conectare, dispare undeva. Mm-hmm. Bine, există de mai multe feluri, nu de acum există așa o prăpastie mare între copil și părinte, dar asta observ eu. Și ca și probleme care apar, de obicei sunt probleme de comportament. Copilul care simte un dezechilibru la nivel de familie. Poate fi și un dezechilibru la nivel de cuplu, mm-hmm. pentru că și problemele de cuplu se reflectă asupra copilului. Ei sunt în rezonanță, cum spuneam, în sistem. Mm-hmm. Poate și un simplu element, un membru al familiei să treacă printr-o perioadă mai dificilă, iar copilul să simtă asta. Știi că în cabinet mi se întâmplă de multe ori să aud la întrebarea, cum vă înțelegeți în cuplu? Nu ne înțelegem prea bine, dar dacă ne certăm, să știți că al meu copil e lăsat deoparte și nu aude. Deseori, da, auzi asta din partea părinților. Da, ok, certurile în familie sunt... nu este ceva normal să te ceri cu partenerul de cuplu, însă ideea asta că dacă fizic copilul nu este părtaș, atunci înseamnă că nu-l afectează, e cam dăunătoare. Ba poate chiar mai mult ar fi ok să-i faci cunoscut faptul ăsta. Uh-huh. Că da, ok, mami și tati au niște probleme, nu s-au înțeles asupra unui lucru și faptul că noi acum avem o ceartă, mai țipă mami, mai țipă tati, în regulă, are legătură cu tine, decât să ne prefacem că totul e perfect. Și ce am observat, Loredana, că oamenii mari, în ghilimele, se prefac. Da. Și nici măcar nu-și arată dragostea unul față de celălalt și își ascund aceste gesturi de afecțiune. Chiar îmi spunea fiica mea cea mare aseară, zice, mami, tu ești ușor atipică, pentru că ne îmbrățișezi așa și ne pupăcești și uite, mi-a povestit nu știu ce colegă că mama ei nu face asta și să știi că nu face asta nici cu tatăl ei, adică ei s-au iubit când au făcut copii și atât. Da, da. Vezi ce li se transmite și ce învață copiii prin modelul prin care noi îl oferim. Asta ne-a fost transmis și nouă. Mm-hmm. Și aici vorbesc despre noi românii, în cultura noastră, pentru că noi am fost, noi și părinții noștri și bunicii noștri, au primit așa un soi de educație, copiii se iubesc prin somn, nu-l alinta. Deci asta mie mi se pare o chestie atât de urât așa, nu mă alinta copilul. Ce înseamnă să alinți copilul? Dacă îi arăți, cum spui tu, dragostea și îl îmbrățișezi și îl pupi și îl alinți în sensul fizic și îi arăți afecțiunea ta, asta înseamnă că îl alinți? Niciun caz. Alinta un copil înseamnă a-i susține comportamentele care sunt specifice unei vârste anterioare. Deci dacă eu am un copil de 8 ani și o împurt cu el ca și cu un copil de 5, atunci îl alind. Nu-l las să progreseze, să evolueze în dezvoltarea lui. Dar pentru că mă duc și îl pup și spun că îl iubesc și îl îmbrățișez seara... Asta e afecțiunea de care are nevoie. Și asta este exact ce spuneam eu de conectare. Și de asta avem nevoie cu toți, este la orice vârstă. Primară, este nevoia înnăscută, face parte din condiția noastră umană. Să fim iubiți, să fim aleși de cineva, să fim obiectul afecțiunii. Și asta căutăm cu toții o viață întreagă. Exact, de când ne naștem toată viața și asta duce și la extaz și la agonie, toată această căutare, câteodată, din păcate, căutarea nu își găsește obiectul de când copiii sunt foarte mici. Mă refer la copiii care sunt abandonați, părăsiți sau care sunt neglijați emoțional. Și atunci îi învață acest lucru că oricât de mult ai căutat, tu nu meriți să fii iubit, nu are cine să te iubească. Aceste gânduri te tot urmăresc.
Îmi place foarte mult ideea, Loredana, că sărim de la una la alta. Am avut nevoie de foarte mult timp la dispoziție ca să dezbatem tot ce ne-am propus. Ideea de aceste cursuri de educare pentru părinți, nu? Cursuri de parenting. Da. Știu că tu ai fost de curând la astfel de seminarii, nu? Să te formezi în acest domeniu. Care sunt, scopurile acestor cursuri? Ce se dorește de la ele? Da, exact ce spuneam și înainte, și în România acum avem acces la o sumedenie de cursuri de parenting, seminarii, workshop-uri și acest lucru este foarte, foarte bun, după părerea mea, pentru că dacă stau și privesc așa la câțiva ani în urmă în România, apropo de părinți și bunici, educația era privită foarte sec, așa. Am nevoie de un răspuns, să o sun pe mama, să știu, îmi dă un sfat o prietenă, am făcut un copil, cum a crescut celălalt, va crește și ăsta și așa mai departe. Unde sunt doi, poate veni și al treilea, că mănâncă, doi mănâncă și el. Și totul privit așa cu un soi de ușurință și un soi de omogenizare. Da, superficialitate. Oricum, în ultimul timp, mi se pare că lumea parcă este așa șocată, că sunt foarte diferiți, că primul nu seamănă cu al doilea, că în clasă sunt 7 tipuri de copii. Wow, și nu știu cum să le fac față, că toți sunt diferiți, cum se întâmplă asta? Eu cred că asta s-a întâmplat și până acum, doar că un pic abordare acum și, știu, poate o trezire așa la nivel de conștiință a oamenilor și a părinților. Și de aici foamea asta de informație și de rețete, de metode prin care eu să pot să comunic copilul să-l disciplinez, să îi insuflu acele valori pe care aș vrea să le văd în el ca adult. Da, câteodată căutarea asta e destul de așa ca într-un hățiș, pentru că este o multitudine, ți-am spus, de informație și de cursuri. Ce îmi place mie, pentru că și eu ca specialist și știu foarte bine, când vrem să ne formăm în ceva, la fel, avem parte de o decizie așa mai profundă. Pe mine m-a atras foarte mult teoria atașamentului. De când am aflat despre ea, mi se pare că mi-am schimbat lentilele cu care privesc și terapia de familie, dar și parentingul. Și teoria asta atașamentului a fost foarte studiată în ultimii 30 de ani, iar cursul la care eu am participat de curând, Circle of Security, Cercul Siguranței, a fost elaborat de către doi psihologi din America, în urma unor studii, deci este bazat pe foarte multe studii, care au la bază teoria atașamentului și ei au elaborat acest curs de educare parentală, care mie îmi place foarte mult pentru că este un instrument, apropo de rețete, este un instrument care poate fi oferit părinților ca o hartă. În urma cursului, părinții pot să observe foarte ușor ce se întâmplă în relația cu copilul, din punctul de vedere al atașamentului, să conștientizeze cu ce au contribuit ei la anumite dificultăți care au apărut pe parcursul educației și să-și ia așa ca un fel de stea nordului, după care să se ghideze. Și totul asta, toate lucrurile astea făcute într-un mod care mie mi se pare foarte natural, deci nu cu rețete, cu lucruri foarte rigide, pentru că este de fapt, ce spuneam, o reîntoarcere la niște nevoi primare ale noastre, doar că trebuie să le recunoaștem și să învățăm cum să le împlinim la copilul nostru. Da, poate de multe ori există dorința, de cele mai multe ori, doar nu știi care este modalitatea să ajungi acolo. Da. În principiu, ca să fiu mai specifică, în cursul acesta de Circle of Security este vorba despre tipurile de atașament care se dezvoltă încă de la naștere la orice persoană care vine pe lume. Și aceste stiluri de atașament ne dictează cum vom crea relații pe tot parcursul vieții. Sunt trei tipuri majore de stiluri de atașament. Stilul cel mai dorit, pe care vrem cu toții să-l avem, este stilul securizant, cel în care copilul și mai apoi adultul reușește să-și identifice propriile nevoi, propriile emoții și apoi la celălalt să creeze relații sănătoase. Iar stilul anxios
este un stil dezordonat, de dependență. Este copilul care simte nevoie să fie tot timpul în preajma părintelui, nu știe să-și exprime nevoile și dezvoltă anumite comportamente ca un fel de comunicare analogă. Deci eu n-am cum să spun ție ce am nevoie și atunci mă comport într-un fel, ca tu să înțelegi. Este stilul care la adult se concretizează în foarte multe temeri. De exemplu, într-o relație de cuplu, o persoană cu stil de detașament anxios-dependent va avea tot timpul un semnal de alarmă, ca un bec roșu aprins. Oare mă înșală? Oare mă iubește? Dacă a stat mult, înseamnă că e cu alta. Tot felul de semnal de pericol. Exact. Deci nu interpretează rațional lucrurile. Mm-hmm. Este învăluit așa de foarte multe temeri. Și mai există stilul evitant, care la copil se reflectă într-un comportament rece față de părinte. Dacă observați acei părinți care spun, dar copilul meu stă fără mine, nu mă caută, nu, am plecat din cameră, nu-i pasă, vin în cameră, nu-i simte pasă. Lipsa. Da, e copilul cu minte. Da, din păcate, stilul evitant predispune după aceea la evitarea relațiilor de lungă durată. La își lua astfel de angajamente. Da, exact. Este cel care fuge de angajamente, da? La o anestezie emoțională. Și da, vedeți cum ce se întâmplă în copilărie, cumva ne bântuie așa toată viața sau ne luminează viața în funcție de ce se întâmplă între noi și persoana, figura de atașament cu care creștem. Iată cât de responsabili suntem noi ca și adulți în calitatea aceasta de părinți. Ar trebui să ne gândim de foarte multe ori la cum suntem ca și părinți, să conștientizăm anumite pattern-uri de comportament care sunt nocive pentru copil și să căutăm sprijin în jurul nostru, căci, slavă Domnului, avem informații, avem specialiști bine formați în acest domeniu și putem să accesăm toate aceste lucruri. Important e să le conștientizăm și să ne dorim schimbarea. Dacă nu este dorință și nu există motivație, nici rezultate nu o să apară și nu poți să duci pe cineva cu forța. Deci la terapie, indiferent de genul de terapie despre care vorbim, nu poți să ajungi dus de mânuță. Hai că ți-ar face bine, uite, eu merg la terapeut, nu vrei să mergi și tu, hai că te duc. Nu merge așa. Deci, cum spuneam, decizia aceea de a sări necunoscut, pentru că despre asta este vorba, este una individuală, intimă și nu dictată de cineva din afară. Dar cum spuneam, Loredana, e un semnal pozitiv faptul că din ce în ce mai mulți părinți devin ușor mai deschiși spre această idee și o îmbrățișează altfel și vizitează psihologul, măcar pentru o primă întâlnire. Da, eu și mă bucur de ceea ce observ în rândul părinților și de obicei, ce se spune, în rândul oamenilor, în rândul românilor, pentru că mult timp a existat un fel de clișeu. Psihologul este pentru nebuni. Te eticheta, dacă te duceai în secret, să nu știe lumea, pentru că după aia o să îmi pună stigma că am niște probleme la mansardă. Dar nu cred că mai este valabil. Deși nu mai aud asta, eu imediat o dărâm așa și spun, nu, românii au deschidere. Și în cadrul familiei să aducă un copil și apoi mai departe o să se vadă demersul, dar și la nivel individual. Așa este. Față de psihologie, față de terapie, față de consiliere, coaching, ce mai există acum pe piață, da? Există o deschidere care e și naturală, pentru că noi ne-am deschis și ca țară și cultură față ce se întâmplă în exterior. Cred că a prins foarte bine și prezența psihologilor în școli și atunci copiii, tinerii s-au familiarizat cu ceea ce înseamnă mersul la psiholog. Exact. Și adulții au învățat de la ei. Era o necunoscută și probabil e firesc să-ți fie teamă de tot ceea ce nu cunoști. Da. Îți mulțumesc tare mult, Loredana, pentru
prezența ta în emisiunea noastră de astăzi. Mulțumesc. Ar fi foarte interesant să discutăm așa pe bucățele și să încercăm să dezbatem mai multe subiecte în profunzimea lor. Vă mulțumim și dumneavoastră în speranța că ne-ați urmărit și sunt convinsă că ați aflat câteva lucruri pe care să le aplicați și dumneavoastră în activitatea de zi cu zi. Numai bine!